așeze cu sfinții care din viață au bineplăcuție, iar în trupurile lor să dea firii cerzii de tine, că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Pentru fericita dormire veșnică, o deină, fă, Doamne, sufletelor robilor tăi de care am pomenit, și ne fă lor veșnică, în veci pomenirea lor, în veci pomenirea lor. Din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților, întru tot răudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu. Unii și a comuniunii, unul dintre cele mai dramatice momente ale istoriei acestor locuri, martiriul de la Hărcani. Se împlinesc azi 70 de ani de la o crudă lecție de istorie, din care trebuie să învățăm că războiul și atrocitățile sale au dezumanizat într-atât beligeranți încât 14 copii, alături de adulți, în total 18 civili români, au fost uciși în acel sângeros septembrie 1944 la periferia Turzii. Familiile Lascău, Forgaci, Costea și Sălăgean au plătit un greu tribut prin sângele copiilor pierduți. Ionuț Forgaci avea doar 7 luni, iar Inocența vârstei sale nu i-a înduioșat pe sângeroșii militari hortiști aflați în plină confruntare cu armata sovietică și cea română. Pioasa noastră recunoștință se îndreaptă spre toți eroii al căror nume este înscris pe acest monument comemorativ. Nu vom uita niciodată sacrificiul lor suprem. Datoria noastră este de a le cinsti memoria și de a face cunoscute aceste lecții ale iar învățămintele să ne rămână profund întipărite în memoria colectivă. Să prețuim pacea și valorile umane, dreptul la viață, la libertate și la suveranitate. Pomenire veșnică eroilor martiri, în numele Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Turda, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la acest eveniment. Dumnezeu să ierte și să se odihnească.